Salutare! Am avut pe acest ceas niște zgârieturi mai adânci și mi-am dat seama că sticla nu e sticla, e de fapt plastic. Și apoi în mintea mea și în gândul ei, cum îmi place mie să zic, am zis hai să o polișez. Și am avut ceva șmirgăl de 1000 și cu apă m-am pus la treabă. Și cred că am făcut mai mult rău decât bine. Următorul pas e să dau cu pastă și pâslă. Sunt curios dacă o să iasă. Nu toate plasticurile se comportă la fel. Dar, pentru urmași am zis să documentez pasul actual. Ca să înțelegeți, cu apă, am dat cu șmirgăl și cu apă. Nu e așa, nu face mizerie. Și nici nu e așa dur. Adică asta a fost planul meu, să scot zgârieturile. Evident să dau și cu polish. Acum cu apă se vede mai bine. Bun. Să trecem la următorul pas. Asta e pasta de polish. O pastă de polish auto, pe care nu mai știu în ce magazin am cumpărat-o. N-am alta mai bună. Am avut rezultate bune cu ea pe aluminiu și inox și alte drăcovenii. Alte materiale. Lucrez aici la ghiuvetă că nu faci mizeria. Am pus un pic cam multă pastă. Și acum pun și cu pâsla pe bormașină. Fac treaba. Nu pot să filmez în timp ce lucrez. Caut să mă mișc pe toată suprafața cât mai uniform posibil, să nu stau prea mult într-o singură zonă, să nu se încălzească plasticul. Și, wow, superb, nu mă așteptam. Atenție, nu toate plasticurile răspund la fel la pasta de polish, nu toate pastele de polish sunt la fel de fine, vreau să spun. Față de ce a fost, cred că e ceva extraordinar. Încă mai sunt chestii finuțe acolo. Vedeți niște zgârieturi așa. Îmi dau seama dacă sunt din zgârieturile vechi. Dar da, funcționează. Ia, uitați, nu mai bine se văd așa zgârieturile. Cred că astea au fost zgârieturile originale.